Ok, după cum am promis, revin cu rutina părului. N-am făcut niciodată pe canalul meu de YouTube rutina părului, deși mi s-a cerut foarte, foarte mult timp acest lucru. Nu știam exact cum să fac asta. După cum vedeți, nu sunt în baie, deși poate ar fi trebuit să, na, cumva să se asocieze toată treaba asta cu baia, dar n-am cum să filmez în baie. Băile mele fiind un pic mai întunecate, ar fi trebuit să montez super multe lumini, ring light-uri și așa mai departe și probabil că lumina nu ar fi cea de care aș avea eu nevoie, așa că m-am gândit să fac clipul în genul acesta, să mă filmez la mine în sufragerie și să vă povestesc câteva chestii despre rutina părului meu. Pot să spun câteva chestii așa foarte, foarte rapide. Niciodată nu am avut probleme cu mint. Odată am avut probleme cu părul. Anul trecut, în toamnă, mi-a căzut foarte mult păr. Nu știu exact de ce mi-a căzut atât de mult păr. Tipa la care mă tund eu mi-a spus că nu n-a crezut vreodată în viața ei că cineva, adică cineva cu atât de mult păr ca și mine, ar rămâne fără păr. Așa că m-a super speriat când am văzut că se panichează așa de tare și a zis, mă, ceva nu-i ok dacă... Și m-a speriat un pic și nu mi-am dat seama care a fost problema. În fine, nu i-am făcut nimic, am continuat să îmi cumpăr produsele mele preferate. Renunțasem o perioadă la produsele mele preferate pentru că le găseam foarte, foarte greu. Dar acum mă bucur tare mult că le găsesc pe Look Fantastic. Foarte, foarte, foarte mișto, ajunge repede pachetul, deci n-am ce să zic. Și să știți că câteodată există și discounturi, ceea ce e foarte bine. Părul meu este murdar. Am zis că vă mai zic ceva. Genetic vorbind, am o podoabă capilară destul de bogată, pentru că tatăl meu are părul foarte, foarte gros și foarte des. El are 57 sau 58 de ani, pe acolo. Are păr alb, însă nu are părul mult alb. Nu este încărunțit, este la fel de gros și de des, poate nu chiar atât de des, dar este ok. Adică pentru vârsta lui mi se pare super ok. Da, și eu cam seamăn cu el din punctul acesta de vedere. Am un fir de păr foarte gros, am părul foarte des. Și da, mă tot plângeam că nu-mi stă părul când mi-l aranjez, că el fiind foarte greu nu se aranjează cum trebuie. Eu am fost unsă mai scurt un pic decât atât, dar fiind carantina, bineînțeles că mi-a crescut și mi-am dorit să-mi las părul mai lung, pentru că trebuia să merg la o nuntă anul ăsta și să fiu nașă, dar nunta din păcate nu se mai ține și na, aș fi vrut să am părul puțin mai lung la nuntă ca să-l pot aranja cumva, nu știu, să-l prind, să stea mai bine și așa mai departe. Mi-am făcut și breton, na, așa, cam, asta e așa, long story short, să zic. Am făcut și sport, acum sunt după sport, da, și vreau să-mi spăl părul și să mă aranjez puțin. Și, da, cam asta e. Haideți să vorbim puțin despre produsele de păr, adică fiecare persoană trebuie să-și găsească, la fel ca și la make-up, ca și la orice alt domeniu de beauty, să-și găsească ceva al lui. Niște produse care funcționează. Șamponul de păr nu trebuie schimbat dacă el își face treaba. Adică nu trebuie să schimbați șamponul, da, o lună vă spălați cu unul, o lună cu altul, că asta poate duce spre alte chestii, adică poate să vă facă mai mult rău, să faceți mătreață, să se usuce scalpul și așa mai departe. Am tras și eu cu, cum să zic, cu aici. Am avut foarte multe squame din alea, din cauza că scalpul meu era foarte uscat și din cauza asta se face. Nu era mătreață efectivă, era pur și simplu piele moartă pe scalp. Lucru care se întâmplă de obicei și la sprâncene. Aici avem firele de păr de la sprâncene și avem dedesubt de firele de păr niște piele moarte. Exact așa se întâmplă și pe scalp, exact așa se întâmplă și cu părul. Bineînțeles că mai sunt și alte cauze pentru care poate să apară diferite probleme ale scalpului. Sunt multe cauze, sunteți foarte stresate sau, nu știu, cade mult păr de la tot felul de chestii. Teoretic, aș fi vrut să mă vopsesc astăzi, doar că numai ce m-am vopsit de ceva vreme și nu cred că mai era chiar necesar să mă vopsesc acum. Dar cel mai probabil cu altă ocazie eu am să vă arăt și cum mă vopsesc. Ca și vopsea, întotdeauna încerc să mă orientez după ceva foarte bun, da? Dar când mă grăbesc, e drept că îmi cumpăr din magazine. Am testat nu de mult o vopsea de la Joico, mi-a plăcut foarte mult, doar că este un pic cam scumpuță, să zic așa.
Acum mi-am luat de pe Look Fantastic o vopsea de la Vela. Este vopsea semipermanentă și chiar vreau să o testez. Doar că numai ce m-am vopsit și chiar nu am cum să fac chestia asta acum. Am să vă arăt. Asta este vopseaua de la Vela de care eu v-am spus. Este semipermanent color. Produsele acelea de care vă spuneam că le găsesc destul de greu sunt produsele de la Way Hair Care. Eu am descoperit produsele Way Hair Care acum ceva vreme. Cred că sunt... Cred că prin 2015 le-am descoperit. Ceva de genul ăsta. În fine, le-am folosit o perioadă destul de lungă de timp, apoi m-am oprit din comoditate pentru că le găseam destul de greu, le găseam chiar destul de greu produsele. Însă, când am văzut că aceste produse de la Way Hair Care sunt pe lookfantastic.ro, am zis nu. Deci trebuie neapărat să mi le achiziționez. Așa că mi-am luat un șampon, medium hair se numește, mi-am achiziționat balsamul meu preferat tot de pentru volum, mi-am luat o spumă de păr pe care n-am testat-o până acum, am testat-o odată acum de când am cumpărat-o, adică n-am mai avut-o înainte. Mi-am mai luat încă un finishing cream, pe asta am mai avut-o și este superbă, deci lasă vârfurile foarte, foarte mișto după ce ați terminat de făcut freza, să zic așa. Mi-am luat un leave-in conditioner, asta nu l-am mai testat până acum, dar sunt super curioasă de el și tocmai de aceea l-am și comandat. Mi-am luat un medium hairspray, pe ăsta îl ador. Este atât de fin, este atât de diferit de un fixativ normal, nu rămâne în păr, nu rămâne lipicios, n-are nicio legătură cu chestia asta, adică n-are nicio legătură cu un fixativ normal, însă este foarte, foarte bun. Are un miros, bine, toate produsele Way Hair Care, ca să înțelegeți, au un miros specific. Ținând cont de mirosul specific, fondatoarea brandului Way Hair Care a scos și un parfum, adică două parfumuri. Unul se numește Merlot Place, dacă nu mă înșel, și ăsta se numește North Bondi. Și l-am comandat pe ăsta, deja am tot folosit din el și la urmă tot întreabă, cu ce te dai, că miroase fain. Eu după ce mă spăl pe păr, mă dau cu parfumul ăsta pe păr. Este parfum și de piele, și de păr, și de ce vreți voi, adică na. Doar că fiind obsedată de mirosul acesta de la Way Hair Care, mi se pare că vreau să miros toată. Nu știu dacă ați testat produsele până acum, însă o să vă îndrăgostiți de mirosul lor. Eu asta pot să vă garantez. Wave Spray, vedeți că în ăsta mai am foarte puțin, îl am de ceva vreme, este un spray pentru părul ondulat, adică, na, teoretic. Practic, ce fac eu cu el... Când vreau să am părul un pic mai uscat și să mi-l aranjez mai ușor, îl pulverizez la rădăcină și puțin pe vârful și apoi cu părul semi-umed și apoi îl masez așa ușor-ușor și mă usuc în continuare. Și părul prinde cumva o textură, nu știu cum să vă spun, eu am părul foarte gros și din cauza că este gros se plioștește foarte repede și nu prea stă nicicum, ca să zic așa. Și atunci am descoperit acest wave spray, este foarte potrivit pentru persoanele cu părul un pic ondulat sau creț sau așa mai departe, însă eu îl folosesc pur și simplu pe părul drept, pentru că mă făcusem cu ondulatorul zile trecute, de-aia am stat așa, dar să vă gândiți că atunci când am făcut cu ondulatorul, am pus spuma asta de la ei și m-am fixat cu ăsta, o singură dată, cu fixativul și este genial, deci mie îmi stă părul, textura părului meu nu e niciodată așa, adică să fac chestia asta și să rămân așa. Never ever. Eu fac asta și mi se întinde părul, parcă m-a lins o vacă, așa arăt. Și atunci nu prea îmi place. Vreau să am și eu părul mai pufos un pic, să-l am și eu așa să pot să-l aranjez cumva și mi-este destul de greu să fac asta. Iar pe lângă asta mai am și un matte pomade, asta este o ceară de păr și ce fac eu cu această ceară de păr? Atunci când îmi prind părul cu cărare pe mijloc și îl prind jos sau îl prind așa foarte, foarte lipit de cap, cu această ceară vin cu degetele așa și cu periuța, un pic așa încet, încet, cu periuța de gene și îl lipesc efectiv de cap. Deci ajută foarte mult ca să nu mai iasă firele alea rebele. Ca și perie de păr folosesc această perie de la Color Wow. O găsiți tot pe Look Fantastic. Asta este varianta de travel size. Este un pic mai dură, dar vreau să vă zic că părul se piaptănă foarte, foarte ușor. Eu îmi piaptăn părul întotdeauna și când fac duș și mi-l las puțin cu balsam și după, când îl usuc, da? După cum se vede, las așa, nu știu cum să vă zic, părul foarte curat.
Mi se pare că, nu știu, nu pot să asociez cu nimic, că n-am cu ce să asociez, dar mie așa mi se pare. Că e foarte strălucitor părul și e foarte, na, nu știu, cam așa e părul meu, da? Ca să vă dați seama, foarte, foarte drept. Faci un pic așa și masaj la scalp, ceea ce e foarte mișto. Și piartă-nă foarte bine și te sclâcește foarte bine firul de păr. Singura chestie este că mie nu-mi place să am părul foarte, foarte drept. Și atunci încerc să-l ondulez puțin. Dar astăzi am să vă arăt cum îmi fac eu părul, efectiv, cu feonul și cu peria de păr și lustru. Bun, să nu mai lungesc cu vorba. Am să mă duc să îmi umezez părul și am să îmi... mi-l șamponez cu acest șampon. Am venit să mă șamponez aici, ca să vedeți mișcările. Bineînțeles, eu întotdeauna mă șamponez de două ori și masez foarte, foarte bine scalpul. Este foarte important să spălați foarte bine scalpul, nu neapărat lungimea firului de păr. Și masez întotdeauna cu buricele degetelor, niciodată cu unghiile. Acum mă duc să mă clătesc și să îmi aplic balsamul. Eu mă simt super ciudat când am părul așa ud, pentru că, nu știu, mi se pare că arăt super ciudat așa la față. Așa, ok. Deci balsamul de păr îl aplic prin mișcări circulare, cu masaj. După ce mi-am aplicat balsamul, îmi place să îmi piardă puțin părul. Mama mi-a alunecat un pic mâna. Ca să fiu sigură că intră peste tot. Este normal să știți să vă cadă câteva fire de păr, adică să nu vă speriați, trebuie să cadă în jur de 100 de fire de păr pe zi. Iar, de exemplu, dacă voi vă țineți tot timpul părul prins, este normal să vă cadă mai mult atunci când îl pieptănați sau îl desprindeți. Ce este fain este că acest produs, Leave-In Conditioner, de exemplu, puteți să-l folosiți dacă aveți nevoie de un plus de hidratare așa, a părului și stă în păr toată ziua și de asta se și numește Leave-In. Da? Deci nu trebuie să îl cătiți. Asta probabil că îl voi testa așa zilele care urmează să văd exact cum funcționează, însă acum am să stau doar cu acesta. M-am clătit foarte bine pe păr. Și următorul pas pe care doresc să-l fac este să aplic această spumă, se numește Air Dry Foam. Este o spumă pe care am folosit-o doar o singură dată, însă mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună și chiar vreau să o folosesc chiar dacă nu îmi voi face la păr bucle astăzi, îl voi lăsa așa natural cum este, el nu-l voi face cu placa, dar vreau să văd cum se așează și cum arată dacă eu doar perii părul și îmi usuc părul așa normal, cum o fac eu de obicei. Bun, am să-l agit foarte bine, îmi desprind părul. N-am să folosesc astăzi toate produsele de păr, pentru că pe fiecare le folosesc în funcție de ce nevoi am. De obicei mi-a plec așa capul și încep să mă joc cu părul. Ca spuma aceasta să intre foarte, foarte bine pe firele de păr. După cum vedeți, am și eu așa un pic de onduleu, să zic așa, în păr. Ce onduleuri drăguțe am! Dacă pentru asta mi-ar trebui un difuzor, ca să îl prind cu difuzorul de jos, să-l ridic și să se încălzească așa. Din păcate nu am difuzor, mi-am cumpărat unul, dar mi-era prea mare pentru ceea ce eu căutam și l-am vândut și îmi caut unul mai micuț pentru părul meu, doar că nu găsesc niciunde. Acum, de obicei, eu am două variante. Ori îl las să se usuce așa, de la mama natură, cum este el,
Ori îl usc eu cu feon. Aici unde eu m-am pus, zic, în sufragerie, nu am un prelungitor ca să pot să ajung cu feonul, așa că voi merge să mă usuc și voi reveni la voi. Acum părul meu este semi-umed, să zic așa, un pic aici la vârfuri. Și am să mă dau cu Wave Spray. Mă dau cu el la rădăcină mai mult. Mă dau și masez. Mă dau și masez. În patru locuri mă dau. Pe cărarea mea de pe centru, pe laterale și odată în spate. Și mă joc iarăși așa puțin cu firele de păr. Aici la fel, puteți să lăsați părul așa, să se usuce de la sine. Este mai indicat să lăsați să se usuce de la sine dacă părul vostru se așează bine și nu trebuie să-i faceți mare lucru, pentru că nu pune foarte multă căldură pe el. Eu evit cât de mult pot să pun căldură pe el. După ce am pus și acest spray de Wave Spray. Eu toate chestiile care mi le pun pe păr pentru păr ondulat, ca să vă dați seama ce obsedată sunt, să-mi fie un pic, uite atât. Așa, și după ce se usucă de tot, am să aplic finishing cream, așa că aștept să se usuce. Cred că o să mă duc să mi-l usuc un pic așa cu feonul, că nu mi-ar dare să aștept prea mult. Și apoi vin să vă arăt cum îmi pun finishing cream-ul. Părul meu de obicei nu stă atât de umflat cum îl vedeți acum. El stă așa pentru că eu i-am pus acele produse de păr pe care vi le-am arătat, atât șampunul acela de volum, cât și spuma de păr și spray-ul acela Wave Hair Spray. De aceea el are atât de mult volum, pentru că în mod normal, eu când îl usuc, el e așa. Și vă țin ca un câine plouat. De aceea folosesc aceste produse. Trebuie să puneți foarte puțin, nu trebuie să puneți mult. Apoi se masează un pic și pur și simplu adăugați la vârfuri. Pe lângă faptul că are și un miros foarte fain și hidratează. Am să-mi piaptăm puțin bretonul și puțin vârfurile ca să nu stea pufoase. Îmi întorc așa cu degetele un pic. Bretonul. Iar am să folosesc medium hairspray, da? Și am să-l dau puțin pe breton ca să-mi stea fix cum vreau eu. Dacă voi ați ajuns aici până la final cu acest clip, eu vă super mulțumesc și vreau să vă spun că aveți o reducere de 50 de lei la toate produsele Way Hair Care. Dacă cumpărați două produse Way Hair Care, băgați codul CLAUDIA50, iar discountul este de 50 de lei. Am să vă las linkul în cutia cu descrieri. Produsele toate le găsiți pe lookfantastic.ro. Sper că v-a plăcut acest clipuleț. Sper din suflet, nu știu, vă rog să-mi lăsați un comentariu dacă folosiți produsele astea de la Way. Chiar sunt foarte, foarte curioasă dacă unele dintre voi folosesc aceste produse. Iar dacă nu le folosiți și le încercați, chiar aștept un feedback sincer din partea voastră să-mi spuneți ce părere aveți despre aceste produse. Sau aș fi curioasă chiar să vă întreb dacă ați auzit de acest brand până acum, dacă vi se pare cunoscut, dacă l-ați mai văzut la cineva. Dacă ați fi curioase măcar să-l testați, vedeți despre ce este vorba. Brandul în sine are foarte multe variante de produse, atât pentru firul de păr mai uscat, cât și pentru scalpul mai gras, pentru păr drept, pentru păr ondulat. Are în schimb și șampon pentru căței. Deci vă dați seama că are destul de multe chestii. Chiar vă invit să urmăriți aceste produse, să vedeți și încă o dată
folosiți codul Claudia 50 ca și cod de reducere, dar este musai să cumpărați două produse, altfel nu se aplică acest cod de reducere. Dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram, mă găsiți Claudia Niță și pe pagina de sprâncene este aceasta, Eyebrow Lifting. Eu sper să vă placă acest gen de clip, sper că v-am ajutat. Da. Vă pup, vă iubesc, să aveți grijă de voi. Bye!